jertfa lui Hristos pentru noi oamenii este exemplul perfect al dăruirii față de ceea ce iubești. Paștele este un moment bun să redescoperim sentimentele sincere ce se ascund în sufletul nostru. Să dăruim sprijin, iubire, căldură, semenilor, apropiaților, familiei. Astăzi, în pragul cele mai importante sărbători creștine, vă urez Paște fericit. Să aveți parte de mântuire, iertare, iubire, împliniri, iar pașii noștri să fie mereu călăuziți de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat, cu drag, Marcel Popa, primar al Comunei Cărpiniș.